Bună ziua, mai bine zis, bună dimineața. Iată, astăzi, după ce ieri am constatat că sunt blocaje, astăzi o să punem colectoarele de polen. Colectoarele de polen la mine sunt astfel. Iată, așa arată ele. O să vedeți cum le introduc. Le introducem la acest stuc. Bineînțeles, deschidem ambele udinișe, fiindcă circulația albinei va fi mai grea. Iată, atât am de făcut. Asta e tot. Deci la mine așa funcționează colectorul de polen. Și în tavă, bineînțeles, voi pune niște col de hârtie unde voi colecta polenul. Vom vedea de seară cât adună. Nu pun la toate familiile. Dacă punem tăvița. La acest stuc este simplu. Punem tava în spate. Iată. Așa o să arate și împingem înăuntru. Și cam asta e colectarea polenului pentru un stuc. Vom pune și la ceilalți. Iată. Cam așa arată. Deschidem urdinișele, fiindcă avem posibilitatea asta. Avem unul mic și unul mare. Pentru la mic punem mic. Așa, pentru mare punem mare. Fiecare e un pic mai jos și punem un bățișor aici. Un bățișor. Așa. Ca să colecteze cum trebuie. Deci cam atâta facem dimineața asta, sunt 7 familii care le-am constatat că trebuie puse. În rest, numai bine, vedem de seară ce am colectat.